Salutare, ăsta este Samsung Galaxy A34 5G, iar în acest clip vă prezint primele mele impresii despre dânsul. Telefonul momentan îl lăsăm deoparte, în pachet avem cheița SIM, cablul USB-C la USB de tip C, dar și mai multe manuale, da? Deci un pachet cam goluț, dacă mă întreb pe mine, versus competiția care îți oferă și încărcători, poate chiar și husă, destul de slăbuți din partea Samsung, no, cel puțin asta este părerea mea. Acum, telefonul mai vine într-o folie, dar eu deja l-am folosit, de-aia nu apare și folia aia aici în cadru, iar ăsta este telefonul, îl am pe violet. De pe spate arată foarte, foarte similar cu seria S23, cum probabil ai mai auzit și pe la alții prin clipuri, iar din față așa arată. Arată cumva similar cu Samsung Galaxy A13, A14, doar că marginile sunt mai subțiri, cel puțin mi-așa îmi dă impresia, și nu sunt cele mai subțiri margini, după cum poți să vezi și tu, da, uite, îl las și pe masă ca să se vadă mai clar. Bine, să și pornesc ecranul. Deci nu sunt cele mai subțiri margini, dar cele din stânga și din dreapta cu cea de sus sunt simetrice, iar cea de jos este doar o idee mai groasă decât celelalte, deci marginea asta de jos este mai puțin intruzivă, între ghilimele, decât la un telefon mai ieftin, de genul Galaxy A13 sau A14. Per total, pentru mine, ecranul ăsta este foarte bun pentru urmărit conținut media, mai ales că este de 6,6 inch în diagonală, cu rata de refresh la 120 de Hz, și da, este un AMOLED, atenție. Și din nou, tot din punctul meu de vedere, notch-ul ăsta de tip picătură este mai puțin intruziv chiar și decât o mică găurică în ecran, pentru că efectiv este foarte, foarte aproape de ramă. De fapt, începe chiar din ramă, dacă ne uităm atenți. Nu știu dacă se vede clar, dar camera efectiv e în ramă, deci începe din ramă, dar nu ia foarte mult din ecran. Cred că notch-ul ăsta ar putea fi cea mai bună opțiune până avem efectiv o cameră sub display. Se pot face și marginile un pic mai subțiri, astea din jurul camerei, zic, și poate să fie foarte, foarte puțin intruziv acest notch, deci ocupă foarte puțin spațiu aici sus. Că tot ziceam că avem parte din ecran mare și generos, și bateria este generoasă și a 5000 de mAh cu încărcare la 25W. Nu e neapărat imensă, pentru că multe telefoane deja au baterie de 5000, dar la un corp de 8,2 mm grosime, eu zic că stă chiar bine. Atenție totuși că are 78,1 mm lățime, mult peste cei 75 de mm lățime, ce deja eu îi consider incomod, da? Deci nu este comod de utilizat doar cu o mână, este un telefon chiar mare, da? Pe partea de construcție avem Gorilla Glass 5 pe față, ramă de plastic, spate de plastic, dar avem rezistență oficială IP67 la apă și praf, adică că poți să-l scufunzi teoretic în apă de până la 1 metru timp de 30 de minute. Atenție, apă dulce. Ceea ce mie îmi place foarte mult, pentru că nu prea găsim acest lucru în acest buget. Camerele, cel puțin așa la o primă vedere, nu par nu știu ce. Avem 48 cu 8 cu 5 pe spate și cu 13 megapixel pe față, dar atenție, camera principală, cea de 48 de megapixel, este stabilizată optic și atât camera selfie, după cum puteți să vedem, poate filma la 4K60, dar dacă nu mă înșel, chiar și camera principală poate acest lucru. Ia să vedem, UHD 30, nu avem funcția de 60 fps-uri pe 4K și nici pe ultra-wide nu putem filma la 4K. Mai apoi, avem și Full HD 60 pe camera principală, doar atenție, iar camera ultra-wide poate filma doar 1080p, deci Full HD la 30 de cadre pe secundă. Acea cameră de 5 megapixel este o cameră macro, destul de inutilă dacă mă întreb pe mine. Cred că mai bine faci poză cu camera principală și dai zoom pe poză, că o să ai niște rezultate mai bune. Difuzoarele sunt stereo și eu consider că se aud chiar bine. O să-mi și aduc microfonul mai aproape să vedeți și voi cum se aude. Nu se aud neapărat foarte tare, dar se aud bine din punctul meu de vedere. Revenind un pic la camere, am făcut și eu niște cadre cu aceste camere. Nu pot să zic că sunt neapărat wow pozele, dar cel puțin așa per total poza arată foarte bine. Sunt numai bune de pus pe rețelele de socializare, după cum puteți să vedeți, și camera selfie arată bine, după cum putem să vedem, și cerul arată bine, chiar și contrast soarele arată cât de cât ok poza, și detaliile se păstrează destul de bine, doar că apare efectul ăsta pe fața mea, deja e mult mai albicioasă, da? Oricum, mai multe detalii o să vedeți la review, sper eu, și cu o comparație cu un alt telefon, ca să vă faceți o idee. Acum, înainte de încheiere, vreau să menționez și performanța acestuia. O să vă arăt doar setările maxime
oamenii din PUBG, iar la bord este un MediaTek Dimensity 1080 pe 6 nanometri. Atenție, eu v-am tot zis, nu nanometrii ăștia contează foarte mult, au și ei o anumită importanță, dar mai mult contează cum sunt puse acolo nucleele respective, de care sunt, deci efectiv construcția per total a procesorului. După aceea, într-un final, contează și acești nanometri, da? Evident, contează și frecvențele și multe alte chestii. Și în final ne interesează ce performanță scoate, nu? Adică nu ne interesează pe câți nanometri îi. Poate să fie și pe 20 de nanometri, dacă procesorul e foarte bun, de ce să nu-l alegem, nu? Și v-am zis toate chestiile astea pentru că, da, știu, există și procesoare pe 4 nanometri în acest moment, deci cu 50% teoretic mai performante decât acesta, da? Astea sunt setările maxime din PUBG, smooth cu extrem FPS, odată ce urc detaliile, mă lasă doar pe ultra, inclusiv pe HDR mă lasă cu ultra FPS. Ultra FPS înseamnă 40-45 de FPS-uri, iar extrem FPS înseamnă 60 de FPS-uri. Ceea ce e foarte bine, zic eu, e la nivel de Samsung Galaxy S10, dacă nu mă înșel chiar și S20, ceea ce nu este rău deloc. Și pot să vă confirm, m-am jucat o oră fără oprire, nu s-a supraîncălzit, a mers foarte bine pe tot acest parcurs, adică nu am avut parte de drop frame-uri, sau cel puțin eu n-am observat acest lucru. Cam astea sunt și primele mele impresii, deja îl folosesc de vreo 3-4 zile, ceva de genul, și eu chiar mă declar mulțumit de el. Vă mai dau un pic din casă, efectiv sunt foarte, foarte puține momentele când am văzut diferență între acesta și S22-ul meu ce l-aveam în trecut. Pentru că da, am folosit înainte de ăsta și un S22 mai bine de o lună și efectiv nu prea văd unde sunt diferențele între acesta și acel S22 când vine vorba de experiența de utilizare per total. Pentru că da, și motorașul de vibrație este suficient de calitativ și pe acest telefon. Poate nu-i chiar acolo, dar oricum este suficient de calitativ. Sincer, există multe variante în acest buget. Eu personal am dat pe el 1550 de lei de nou de la EMAG. Am prins cu ceva extra 10% sau 15% reducere, ceva de genul. Și ca și prima impresie, ca și pachet complet, eu zic că merită chiar și acești 1550 de lei, dar deja pe la vreo 1400 îl văd ca fiind best buy, dar hai totuși să nu mă pripesc cu concluziile finale. Mă repet, astea sunt doar prime impresii și rămâne de văzut până la review dacă mențin această părere. Tu ce zici? Merită acest Samsung Galaxy A34? Dar totuși te mai întreb încă o chestie. Îți place cum arată acest telefon? Pentru că mie chiar îmi place foarte, foarte mult, mai ales pe violetul ăsta. Hai, ne auzim acolo jos în comentarii.